Bine v-am găsit, stimați Dan Andronic și-a luat în serios, da, și eu l-am îndemnat, o ipostază pe care el o consideră ipostază de hobby, de eu spun că trebuie să fie o ipostază și anume aceea de director de editură și în, printre altele am discutat multe, am zis că eu în locul lui e mai tânăr, m-aș consacra și sigur că îl fac faci preț mai faci încă un site, dar editură poate să fie și una din condițiile pe care le am este că eu văd edituri, eu am obsesia asta a structurii, adică publicăm așa în neștire. Și am spus, uite, și l-am, pentru că tot la ora 3 îmi puneam eu picăturile, care știi, nu mă pun picături la 3 ore, dar parcă sunt dependent. La, am mers împreună peste drumul la mine acasă, și am printre altele rânduri întregi cu cărți vechi. Și am zis să fac, poate să fac o serie. Sunt edituri care reeditează cărți apărute în perioada interbelică, dar nu, nu dă, nu sunt prefețe, nu spune de unde e, totuși par așa, adică, nu știu, reeditezi... Bă, nu Arman Călinescu și nu știi de unde, sau pe Argentoianu, sau pe Igeduca, nu știi care este sursa de unde s-a luat cartea respectivă. Și, pentru alte, am recomandat o carte pe care, despre care am comentat un halat și papuci, că o a scos o revistă în perioada interbel, că reportaje din astea cu Maniu cu și l-am lăsat să gândim până picătorul, asta se el și a descoperit o carte care nu uitasem. Lenin despre România. Nu și a zis că asta o publică prima. Da, se mai să noi și noi cei care am făcut filozofia, noi am făcut, am citit pe Stalin, pe Lenin, pe Marx, pe Lenin, și așa, pe ideea ca cum am citit o icoană. Dacă citești acum și mi-a arătat, i zic zis, Dani, ia citești. Era ceva cu... Uh, scria el în 17 că Rusia vrea să împartă cu Germania, România. Mă rog, nu e o noutate. E foarte interesant. De deci ce spun că lectură? Uh, uh, și Nicolae Ceaușescu, dacă îl citești acum la rece, adică nu, ca un istoric, descoperi niște lucruri. Noi, adică mai ales la clasici, noi, până și noi care am făcut facultatea, puteai să spui ceva, nu știu, că Lenin nu e mare. Sau, nu știu, de exemplu, am găsit în o culegere, că am și eu Lenin acasă, Lenin scrie despre presă. Bă, e prea multă politică, avea dreptate, mai ocupați-vă și de altceva. Da. Și asta este Lenin despre România. Să trebuie, e muncă, pentru că, deși e o broșurică, e apărută prin 60, trebuie totuși aparat critic, e de niște nume pe acolo pe care ai noștri nu le știu, și, și contextul. De exemplu, el comentează intrarea tuturor noastre în Budapesta, nu știam. Mă rog, le comentează pe ideea că comuniștii ungri nu ca ei, de-aia au intrat românii, că la ei n-ar fi intrat românii la nu știu, Petrograd. Da. Să ajungem la uh, picătura de istorie. V-am spus că m-a preocupat în această perioadă un personaj numit Maria Cantemir. Am și comandat o carte, abia știu să o primesc. I-am zis lui Tucr, joi, o și comentăm. Cartea a apărut în 1940, Lucia Borș, despre Maria Cantemir. Fata lui Cantemir, amantă a lui Petru cel Mare și era clipa pe ce să căsătorească, pentru că e Caterina aia zlușnica, nu îi făcea copii. Că păi au făcut fete, bunele au murit. Bărbați, că aici e marea problemă, da? <coughs> la. Marea problemă la. aici, la căsătoriile astea, la nivel înalt. Și a luat-o în campanie în Persia, o să vă citez eu și mm. era să căutui nimănă. Uh, a, a lăsat-o că s-a dus să și i a născut și că medicul Ecaterina i-a omorât copilul. aici, după asta n-am mai, dacă n-ai copil. Apropo de asta, așa, mă uit știu că o să vă de pătăți că mă la seriale turcești. Deci erau despre Mehmed, cuceritorul, există acel pe Netflix otomanii despre cucerire, Constantinopoli și sezonul 2 despre conflictul cu Vlad, sigur în favoarea că e făcut de turci. Există un film făcut de turci, dar ca propagandist, el fetește ceritorul și există un serial în 8 episoade pe care care nu s-a încheiat, adică s-au grăbit la un moment dat Gata, terminăm episoada asta, este vorba de Mehmed după ce ajunge sultan, dar am descoperit acum Chizlema, Chizelma, care cred că înseamnă pomul, mărul roșu, o să vă spun și de ce, și care este el copil, educat în spiritul acesta cu cerinile Constantinopoli, dar sunt foarte multe secvențe de, despre Murad, al doilea, fiul taicășului și mai ales despre Mara Brancovici. Deci, în cadrul bătăliilor pe care le-a dus, le dus Murad al doilea, la un moment dat despotul sârb Brancovici, încă nu erau cuceriți, pașalăc, sârbii i-a dat lui Murad al doilea pe fată sa Mara Brancovici de nevastă. La sultan aveai voie patru neveste oficiale, restul erau concubini la harem. Haremul nu era în sensul în care îl citim noi în telenovele. Chiar era o instituție serioasă, administrată de mama sultanului. Cea sultanul avea numai patru neveste care se numeau Hasechi, dacă sper că am pronunțat bine. Da? Problema la Mara Brancovici era că ea nu putea să facă copii și regulile otomane era că nu te puteai căsători, adică să fie chiar a patra nevastă, dacă nu făcea copii, Sigur, sultanul o face înlătură regula aceasta și se căsătorește pe ea, devine sultană Hasechi. Și vine frate, să mă de la novelă, de la Bergen, aflați să o elibereze pe ea, pe Mara Brancović, că este, citeau ei la Sârbii, pe Facebook, că e harem cu tare și se întâlnește cu sora lui și Mara îi spune, băi zice, până mai el eram fata despotului serb Brankovic, Băi, ce acum sunt sultană Haseki, adică... Uh, uh, apropo de asta, da, am ajuns. Da. Bun. Și uh, în cadrul acestui, tot am, am vrut să văd ce se scrie despre această Maria uh, Cantemir, apropo de uh, copii. O mare problemă la Sultan, m-am zis până la Mehmet, era că ajungeai sultan și dușmanii tăi, mai ales ăștia bizantini, că nu era nimic cu religie, că ăsta, îți lua un, mai avea încă cinci frați, da? și îți lua fratele ăla și fratele ăla cu bani de la ei, pornea împotriva ta să cucerească. Și Mehmet a inclus o chestie, poate v mai spus, care a funcționat mult timp. Și a zis, băi, lege. Cine ajunge sultan, îi omoară pe el alții, pe frate. Este o scenă extraordinară povestită de foarte mult timp. După ce ajunge el sultan, se pune problema de sfinț, concubine, lui tai că Pămara Brancoviș, cu care va să se însoare la un moment dat Constantin, ăla, al paleologul, al ultimul împărat al Frumos, al Constantinopol Bizanțului, o trimite acasă cu el. E, mara e ținuse loc de mamă la un moment, dat, nici nu avea copii și, adică, a fost recunoscător. Da, și o cheamă e, Murad, de doilea, mai avea, e, deci, Mahomed mai avea, frații, frate, unul care, mă rog, și moare, o să vă povestesc, și rămâne singur. Nu. Dar avea un frate, Ahmed, care era, nu știu, cum scutece. Și vine mama lui și a venit mama vitregă și îi spune sultanului și îmi pare rău și cu tare și vreau să mă duc să, nu știu, să nu... A, Vreau să rămân singură, că vreau să-l bocesc pe, nu știu, pe sultan pe ăsta, sultanul, zice Mehmed, zice, nu, te măriți cu nu știu ce agă, nu trebuie să cum, like rămâne singură. Și în timp ce vorbea și îi spunea că îi pare și lui rău, că tare, a pe unul, era pe unul, n-am povestește vintele corp, în căderea și se duce acolo la harem, intră, îi arată o țidură, de la, bă, la Ali, ăla e un lucru, e un lucru alb, șeful aremului era mai puternic decât un vizier. Și intră acolo unde era copilul, era acolo o cerea cu care se ocupa doi, că o ridică pe aia de gât, o strânge, ia copilul și îl Ahmed ăsta și îl îndeacă. Da, e foarte interesant. Și, cum se, se întoarce la Mehmet, Mehmet era omul de încredere, bazice, extraordinar, gata, uite, îți dăm bijuterii și îl încarcă, pleacă și când este pe coridor, niște nami vin, se apropie de el și cu șnurul că acolo aia te sugrumă și îl sugrumă ca să nu mai fie... Mă rog, hai de ce m-am luat eu a 47. Căutând despre... am vrut să văd ce au scris alții despre Maria Dragomir. Sunt unii care au scris, alții care nu... În cartea a scris, a scris și Henri Troiat, este o, această carte, vedeți, pentru cel Mare. Viața și lumea lui. Bă, cine a scos-o, mă? Bă, cine a vrea să scoate ea? Ol, cred că a plătit, cred că e finanțată. Cu dracu cumpără cartea asta, da? Lucrarea așa, publicată în 1981, zic ăștia, de unde... Și la final te-am apuit de tare asta, cu cărțuiul ăsta, doamne, maica domnului, da? Da, deci are... Cât are, mă? O, leu! Are aproape ia, că nu văd. Mă degrabă văd așa. Ia că dacă mă văd la distanță, văd dacă mă depărtez, văd bine. A <laughs> să știți că așa, 790. Și am vrut să văd și are o din ăsta glose și era acolo cartemir. Și uitați ce spune, știți că, hai o, domnule Pic, hai să fiți să deci, apare Petru, care se bate cu turcii și țările române zice, bă, hai să ne eliberăm. Turcii îl trimit pe Dimitrie Cantemir, domnitor în Moldova, că turcii l-au trimis și a zis, bă, te trimitem acolo, dar îl pe Brâncoveanu. <laughs> da, uh, și Brâncoveanu, și el, când vede cum crește puterea rușilor de atunci, nu atunci, dar acum nu, al lui Erdogan, zice, trec de partea rușilor. Trece și Cantemir, trece și Brâncoveanu ăla, care îl bățim noi că a fost martir. Mă rog, deștept, da? Și însă, în momentul în care turcii urcă pe prut, că va fi bătălia de la Stănilești, și în mulți urci, turcii vin mii, sute, ăștia erau puțini. zice, opa, ia să tot eu de partea și îl trădează pe Petru. Da, turcii, băieți de șert, a zis, Aha, a doua oară nu mai ține. N-au uitat și a l-au chemat și i-au tăiat capul. Dimitrie Cantemir rămâne, da? Așa. Și participă la bătălia de la Stănilești, da? Ai, la bătălia aia a fost cumplită. Petru era cât paci să fie uh, să cadă captiv. El nu știa că vizirul primise de la sultan, bă, ce să le captiv, ce să facem cu el? Păi cer niște, nu știu, i-a cerut teritorii, da? Dar în același timp, era ca și Ecaterina cu el, aia, s ea a mituit pe vizir. Dar părerea mea este că nu, de aia, pe Adică nu, nu, a fost o negociere, dar, repet, ce nu urmăreau să-l umilească, să-l ducă la Constantinopol, cum l-a dus Baiazid, cum a fost dus Baiazid de timurle. Le-a toate toată lumea le nu știu cât erau. Iertați-mă, aici vă citesc aici, da? Ma, și atunci, la Cantemir, uitați că... marele vizir și gaze, așa, deși nimeni, nici măcar sultanul, nu avea să-i mulțumească Petru și Carul au pierdut amândoi, Carul era și venise și Suiede, da? Aliațiul lui Petru, domnitorii Moldovei și Evarachiei, au pierdut și ei. Unul și-a pierdut teritoriile din Iubirea Cantemirii, celor cap prin covență. Bun. Predarea lui Cantemir, Prințul Moldovei a fost una dintre condițiile inițiale ale Marlui Vizir. A zis, bă, facem o dar Da, mi-l dat pe băiatul. Domnitorul fusese ascuns între bagajele țarinei Ecaterina. Cam, da, l-a ascuns, că Ecaterina era împărăteasă. Așa, într-una dintre căruțe și doar trei dintre oamenii lui știau unde se află, da? Așa că șafirul ăla care ducese în i-a răspuns cinstit Marlui Vizir, că e imposibil să-l predea pe Cantemir pentru că încă din prima zi de luptă nu o mai văzuse nimeni. El l-a întrebat aici vine, e, da, Ei, aici vine marele vizier și zicea mare. Marele vizier a lăsat chestiunea deoparte declarând cu dispreț. Ei bine, să nu mai vorbim despre asta. Două mari imperii nu trebuie să prelungească un război de dragul unilași. Bă, bun așa, da? Cantemir a scăpat cu Rusia, a fost la cu sau. Băi, mi-a căzut ceva. Cred că m-am dat N-a căzut nimic -a Așa, da. Soarta lui Brâncoveanu. A, -a așa, fiul lui a intrat de la Antioh, soarta lui Brâncoveanu, care mai întâl trebuie să fie sultan și pe țar, Turcii nu au mai avut niciodată încredere în el. Da? Deși fusese avertizat avertiza că la Constantinopol căzuse în disgrație și începuse să trimite mari sume de bani în Europa Occidentală ca să-și pregătească exilul, Brâncovenul și -a întâi de aplicare, a fost arestat când împlinea 60 de ani, a fost decapitat. <laughs> mare, mare, bine, Bă, nu, prelungim noi în imperii, cu război, cum era la în între bagajele, țarine. mă rog, asta e istoria. Dacă, ca să închei la partea asta, trei, te stima telespectatori, într-o carte, oh, te asta e că zis aici, Mai da? Mă citesc una. Saga de Nastei Romanov, acesta este un jurnalist francez foarte bun. El are aici o introducere despre Putin și trecutul Rusiei. Și spun o chestie, și acum ajung și la noi, El, Vladimir Putin a zis, băi, tot ce e în trecutul Rusiei, noi nu denigrăm. Nici nu lăudăm, nici nu denigrăm. Adică pe noi și Stalin e al nostru, și Lenin e al nostru, și Ivan cel al nostru, și, cum să falsul Dimitri e al nostru. Așa și la noi. Eu n-am criticat. Eu am zis că, puteți, că asta a fost. Cu el și savant, că te terminat. Asta te între bagaje. Bun. <coughs> da. Așa. Stimați telespectatori, eu vă anunț. Deci am intrat în campanie electorală. Este, va fi mai rău în materie de manipulare a dumneavoastră decât au fost pandemia și războiul din Ucraina, dintr-un simplu motiv. Uh, și la pandemie, și la războiul din Ucraina, nu erau atât de puternice, foarte și atât de bănoase. Deci, în, până la tot acest an, o să vă manipuleze sau o să zice, de o să vă rupă, da? Eu, eu misiunea mea, ca și în cazul pandemiei, ca și în cazul acestei povești cu. Uh, Războiul. Misiunea mea este să vă atenția și eu nu vă spun e adevărat sau nu. Vă spun verific de bun sens. Așadar, astăzi, Piedone, Cristian Popescu Piedone, a anunțat nu, duminică 25 că va candida pentru primăria capitalei, așa, uh, da, bun. Pe mine nu m-a mirat anunțul. Deci el a anunțat că va candida din partea Pupu Pusilui la partidul lui Voiculescu. Eu pup la popii, popa, pupă, poala mea. Pe scurt. Pentru că curs care aparține totuși este un institut proș de PSD, deci ce cu apropiat, a publicat un sondaj, un sondaj privind cine ar putea să fie candidat la cine, ce spun oamenii despre candidat. Și a folosit întrebarea închisă. Am spus, Nicușor Dan s-a anunțat candidatura 36%, Gabriela Firea PSD 33%, Sebastian Burduja PNL 8%, Mihai Enache de la Aur, că și-a anunțat, 8%, Diana Șoșoacă, Sfântina a Deci sunt niște, când se face un sondaj din ăsta, se spune, aveți aici o listă de Nicușor, Dan, Gabriela, Firea, Burduzei Enache, Șoacă. Păi cine vreți, da? Și rezultă -s? Pe această listă, da, uh, apropo, s-a publicat un sondaj avangard, în care rezulta că uh, Baia cu, com de, cu comasarea și cu asta, dar știți că o întrebare era cu listele comune și numai 10% erau de acolo și atunci n-au mai dat. Bun. Până la aceste sondaje cu întrebare închise, adică apare așa, Cristian Popescu, Piedone, Pusălâi, Spontan, 10%. Băi, oameni buni, de deci veniți și bine un sunt doar sau vă sună. Bă, uite, aveți o listă aici de următorii. Dan, Firea, Burduja, Enache și da? Pe care votați? Și nu ați nu, nu, eu votez pe piedone. Băi, oameni, buni. el nu se anunțați, și faceți mișto de mine. Puteți spune, eu votez pe Macarena, uite, fata aia cu Macarena, eu o votez. Eu vreau să fie primar general. Ba, chiar poate să fie și președintă. Cum să nu avem noi o președintă care să iasă să spună, bă, băbeliților, eu îmi bag și în scot și dacă vreți, vă puncte, puncte, în gură, ca așa cântă ea, este intelectuală, da? Dacă nu știu ce, ar fi foarte mișto, de imaginați ce știri tare ar da președinta, stimata noastră președinte, așa, bă, eu, eu mă puncte, puncte și că puncte, puncte pe Biden. Oh, păi imagine. Așa, ea este foarte bună. Eu zic că ea trebuie să candideze la prezenție. Eu o votez cu amândouă mâinile, da? Dacă și cântă, mă rog, nu cântă ea nimai cântă. M Am înțeles că face acum o a doua ceva cu femeile în parlament. A treia trebuie să fie femeile prezidențiale. Bun. Băi, este mai mult să stea că ție pe cap piedone, că poți să spui pe oricine. Nu știu, nu burduja, că era pe listă. Deci era pregătirea. Deci, care ce se urmărește prin asta? Păi se urmărește următorul lucru. Se urmărește ca uh, gab Gabi Firea să ajungă la Balamu. Cum adică? Ia să o luăm așa. La conferința de presă, domnul a coborât ciolacul și a pupat. Pe parcursul conferinței i-a turnat o găleată -o cu apă ca că a zis, bă, nu, nu e candidat. Deocamdată ne gândim să fie cineva care s-a născut în București, în bol. Săraca Gabi, firea perpelire, cu bandele, au oh, leu, cu tare, cu tare, cu tare. Se duce la târgul, nu, candidata noastră este firea. Iar una caldă, una rece, una caldă, ne un nebunește. Iar petrecere, firea, gata, mă, Și vine prietene. Păi, principalul adversar al lui Gavire este piedone, chiar e pe același culoar, da? Deci e clar că la ora actuală, cum să zic, cum să-i spună, Gabi, e o problemă. Dacă te punem pe tine, o să-ți ia voturile piedone. Lasă la o parte faptul că piedone și candidatul Antenei 3 și al lui Radu Tudor. Am văzut că s-a fost cu un ghiozdănel în spate, a fost la NATO și a scris că a stat de vorbă cu un alți comandanți în NATO, L-a luat ăsta, nașul său, că Joana A pe acolo. Asta de vorbă și ea l-au asigurat și el este ferm convins că Rusia pierde război. Ce -a Radu Tudor. De deci ce este candidatul Radu Tudor? Este candidatul lui Mihai Gâdea. Oh, și al întregului trust. Bun. Tot, tot din fentă, acum a fost cu sondajul, iar întrebare, eu iau nu, domnule, nu, noi vrem pe piedone. De ce pe piedone? Nu știu, ăsta, de la sectorul 1, sunt o grămadă de tipe care, nu știu. Mă Macarena. Eu, dacă punea pe Macarena, nu știu cum, nu cum îi zice lutante, eu îi zic Macarena, că e mai frumos. Așa lua, putea să ia și pseudonim. Nu știu, adică, nu știu, Erika Capa Capa. Macarena, candidată președinta noastră. Fai de mine, Macarena. Problema este, dacă vorbește engleză, dacă poate vorbi, zice, a, poate să spună, fac eu, că nu trebuie să știe engleză, fac eu și fi că, nu, cum e aia, tă, <laughs> au în engleză, au americani niște din astea tâmpițe, dar bun. Așadar, s-a făcut mare tărăboi pentru faptul că Nicolae Ciucă S-a întâlnit duminică seara la un restaurant cu aranjorul Remus Bursa și milionarul Dan Ostașie pentru a negocia candidatura lui Dan Ostașie la primăria capitală. <laughs> de ce râd? vă la mine! Da? Am sute de întâlniri, sute! Știți de ele? Nu! De ce că n au vrut să știe? În perioada crizei jurnaliștilor, trebuie să spun că am voie, și eu mă întâlneam cu Elena Udrea, care era apropiată apropiatelor lui Boliu. A spus cineva ceva? Nu. Nu mai spun. Ultima vreme m-am întâlnit. Nu spune pentru că se află când vrei să se afle. Doi. Bă, dacă vrei să te întâlnești, ciucă, te întâlnești cu ăla la restaurant. Ce dracu, mă, nu te întâlnești și la sediul partidului, un boschet, dar nu știe. Deci e clar că Nicolae Ciucă a vrut să se știe. Chiar dacă ziarele care denunță acest lucru sunt de partea domnului Burdușești și eu. Am făcut o emisiune cu el, era o carte foarte bună, are un proiect, mi trebuie mai multă notorietate. Bun. Deci din punctul acesta de vedere... Și cred că s-a urmărit. Apropo, de deci s-a urmărit următoarea chestiune. Toată lumea va zice, bă, gata, candidat este ăsta, ăsta și cine știe. Deci e clar că aici uh, Ciucă a vrut să se știe că s-a întâlnit cu ăsta. Cu cei care sunt cu adevărat, nu, nu se știe, dar nu știu. Nu cred că asta, asta urmări sigur, dar de ce a făcut fenta asta, nu știu. Bun. Lumea, tot așa, din. Un alt subiect este, ați auzit de Chiril Budanov, acesta este șeful Serviciului Secret Militar al Ucrainei, eu îl studiez de mult, este un fel de, cum să spun, șoșoacă, prin șoșoacă înțelegând nevoia de publicitate a serviciilor secrete din lume. El îi plac extraordinar, a dat interviuri cu tare. El a declarat la o conferință de presă acum că, din, chiar dacă dezamăgește, Naval ne-a murit de moarte bună. Da, și nu am de murit. știe cum a dincolo de cercul polar. Gândiți-vă că la noi, la Rahova, se probleme, dar dincolo de cercul polar și la ruși. Da. Și toată lumea a căzut în fund. Bă, cum de-a recunoscut -te? Băi, oameni buni. Unu, în serviciile secrete există o tehnică o înșelătură care spune așa. Spui 10 adevăruri și când trezi încolo și o minciună. Deci pe l la costa nimic să spun adevărul ăsta. Pentru că oricum și jurnaliștii și Biden și ăla știu adevărul și anume că nu puteau a că nu era nebun. Dar în felul acesta băiatul ăsta și-a câștigat acum ce băiat, vă zic, chestia tare ca să spună, se mă intoxicare peste vreo două, trei zile de îngheață puțul, vorba lui Caragiale, da. Tot din aceeași chestie, ascultați-vă, deci războiul ca și pandemia a scos la iveală tot felul de pițifenici și pițifenici. Una, nu știu, Maria Pefchi, aliat ap aliată, apropiată. Bă, ori e aliată apropiată. Ori aliată, ori apropiată. Da, au lui. A zis într-o filmare pe YouTube, citată de Reuters, așa, că a, ăsta Navalnyi, a fost omorât pentru că se discuta, fiți atenți aici, se discuta un schimb. El urma să fie schimbat cu cine urmați așa, a, așa, discuțiile așa și în ca doi cetățeni așa și el trebuia schimbat ca să ajungă în America. Deci fac schimb de prizonieri de o oamenii Bă, asta ne crede proști, dar nu, ăștia de la Reuters, da, nu mă miere. Și presa din România, care nimeni nu a făcut un lucru cu observațiile. Băi, oameni buni, în momentul în care ai un asemenea, o state, o statie, Bă, ăia de la Hamas cred că se poartă cu băia, cu o și deci, cum să zic, în vârful Piteru. De ce? Că îl schimbi. Păi cum băi, băi Coțofano, <gângu'> cu Conițo, vorba lui, cum să-l omoare pe ăla când urma să fie schimbat? Ești tâmpit. Adică eu, deci eu am discutat acum, bă, pe Navalnic îl schimbăm cu nu știu cine. Și păi danul, Și eu zic, nu, domnule, omor. Păi dacă îl omor, nu mai o când fac schimbul, fac ca să obțin ceva, dar doi. Este o jignire la de sau Nu-l văd pe navale plecând, că navalni era interesant în Rusia, în, Germ în America. Uluitor, dar nimeni n-a sesizat asta. Și acum vine cea mai tare știre care este a lui Volodymyr Zelenski a declarat nici mai mult, nici mai puțin decât că o contraofensiva a ieșuat deoarece, citez, citez, așa, Rusia a pus mâna pe planurile contraofensive. Bă, ne, ori el e prost, ori crede prost. Bă, orice om care se pricepe cum să pui mâna pe planurile de contra planuri. Zorghe, de exemplu, a aflat a aflat și într-un fel l-a salvat pe Stalin că Japonia nu avea de gând în 41 să atace uh, uh, Rusia. E o știre dar n-a pus mâna pe plan. Băi, planurile contraofensive. Unde dracu' bă Zelenski erau? Cum se pune mâna? Și nici o coțofană de la conferința de domnul este groază. Avem niște proaste, niște coțofene. Păi puneți mă domnul, domnul președinte. Păi, în momentul în care planurile au ajuns la ruși, planurile contraofensiv, de la, la, la câte tancuri vin în atacă, ați făcut o anchetă. Păi, cine ați împușcat? Că planul planurile au fost date. Nu, mai că planurile au ajuns la ruși, pam, pam, pam. Dar acum, în vară, va fi și planurile nu vor mai ajunge, da. Deci, v-am cu această atenție. Vă vor considera toți niște proști. Dacă sunteți telespectatorii mei și cititorii mei, eu o atâta misiune vă propun. Bă, bă, de ce să ne creadă ăștia proști? Atâta, poți face ce vor. Cum să-l pună pe o piedone? Adică bă, a fost aia listă și la un moment dat zice, poporozii, 10%, numai eu piedone. Și după asta a doua zi deci și anunță candidatura ca să-i dea una lui Gabi Firea. Probabil acum o să vină mâine Ciolacu îi spune, candidata noastră e Gabi Fira. Păi nu mai că e pe același culoare. Când s-a anunțat candidatura, nu în primul nu mai sprijină tu o antenă. Nu, nu, când a ajuns, s-ar putea că l-am dat PSD-ul, zic că nu, domnule, mai vrem să-l punem pe piedonii, nu pe ea. Mulțumesc, la revedere!